facem. Bagă-ne și pe noi în portbagaj. Poate, am unde să mergi la o orgie. Unde? Da, deci a pornit camera, dar a pornit la plecat cadru. Perfect. Văd că noi suntem ținuți la poartă, dar bolnavii și toți angajații spitalului sunt acolo. Deci dacă nu las camera... Păi, dar lăsați-ne să intrăm, că suntem totuși la un spital public, nu este privat spitalul. Eu v-am spus că n-am nicio autoritate ca să vă... Da, toți angajații sunt acolo. Hai, hai, bine am înțeles, nu intrăm, haide. Nu intrăm, mă rog, da, trebuie mașina. Când iese mașina, intrăm, stai așa. Când iese mașina, casa. Lăsați-i să iasă. Dați-le drumul la poliție. Ce circar suntem. Lăsați poliția să treacă. Gata. M-am făcut. Gata, haideți! 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 Te rog frumos! Haideți! Te rog frumos! Haideți, haideți, vă rog frumos! Haideți, domnule! Au intrat deja! Băi, vă rog frumos! Au intrat deja! Atenție! Haideți, doamne! Haideți, doamne! Haideți, doamne! Haideți, vă rog frumos! E instituție publică, haideți! Ce puteți face mai aici? Vă rog frumos. Vă rog frumos, sunt toți. Dar nu aveți voie. Fi lângă, dar sunt pacienți. Dar nu aveți. Rămânem aici, rămânem aici, nicio problemă. Da. Vreți să vă vedeți la televizor, nu? Nu e... Păi dați-vă un pic la o parte atunci. De ce nu înțelegeți? Să ne uităm și noi aici așa. Ce ați auzit așa? Că s-au găsit o semințe? Da, 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 da. Și? Da. Și să vedem și noi. La ce părere aveți că în curtea spitalului s-au găsit oase? Nu mi s-a întâmplat așa. Stau așa pe gândul că nu știu de ce s-a întâmplat. V-ați speriat un pic? E? Nici el de tot. Să nu vine peste noi un strigoiu. Ce părere? Cineva l-a ascuns sau a omorât. Și vor să facă crimă perfectă, dar numai unul a reușit așa ceva. Care teza lui de doctorat a fost crima perfectă, sunt peste cioacă. Chiar ne găsim și la peză, că noi rămân în peză de 95. Nu mai am crima perfectă una e în România. Dar teza lui de doctorat a fost crima perfectă, nu? Așa, așa.
Fără un pic cu acela. Și am oprit lucrările și am anunțat. Scheletul era întreg sau doar o semnă? Pare întreg, nu știu, probabil că cei de la poliție vor. Vă vor da mai multe detalii. Ce resturi erau? Ce ați găsit? O seminte umane par a fi. Vechi? Nu cunosc. Ce ați văzut dumneavoastră, am văzut și eu. Ați venit aici de prima... Deci executăm o instalație pentru preparat apă caldă cu panouri solare pentru Spitalul Boldescu. Au găsit-o băieții dumneavoastră? Da. Deci în urma săpăturilor s-au găsit niște oseminte. Nu cunosc natura lor. Ați aflat de când sunt? Nu. De chem? Dar vă așteptați să găsiți aici așa ceva? Dumneavoastră vă așteptați? Totuși un spital. Da, nu știu. Deasupra era asfalt? Da, ceea ce vedeți aici. Este un teren amenajat. De mai mult timp, că pare vechi. Nu cunosc detalii despre... La ce adâncime? Aproximativ 1,30 m. Acum cu excavatorul până la aproximativ 1 metru și apoi colega al meu a continuat să taluzeze groapa până jos și... Cu sapa. Da, cu cazma și a dat de... acele resturi umane, care nu cunosc ce e cu ele. Dar și-a dat seama din prima că sunt resturi umane? Le-a scos și după înfățișare s-a văzut că era un humerus, era o bucată de calotă craniană și ne-am dat seama că de câine nu putea să fie la adâncimea aia și le-a scos pe mal și au anunțat autoritățile și... Dar în curtea spitalului? Da, se spune că aici ar fi fost morga și... dar oricum... Apăreau vechi? Foarte vechi. Dacă s-au sfărâmat, deși osul femur s-a rupt la mână. Cum a fost? Nu ți-a fost teamă? Că am văzut că tu ai pus în sac. A rânjit puțin la mine așa, dar l-am luat în brațe. Ce să-i fac? Nu ți-a fost teamă? Ce să-mi fie teamă de morți? Dacă rângea mai bine, îl luam în brațe mai bine. Ce să mai... Asta e. Dar cum crezi că a ajuns acolo? Ce anume? Cum crezi că a ajuns acolo? Că e un spital aici. Concret? Dumnezeu știe. Și eu îi băga o moală, nu știu. Adică? Spuneați mai devreme că e bun de ce? De supă. De ciorbă. În urma sesizării, o echipă operativă s-a deplasat la fața locului. Din primele investigații efectuate, a rezultat faptul că niște muncitori care desfășurau lucrări în zona spitalului respectiv, mai precis săpături, au găsit niște oseminte ce par a fi umane. Respectivele resturi ale cadavrului au fost ridicate de la fața locului, iar cercetările urmează să se deruleze sub directa coordonare a procurorului criminalist.